Bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot! Bine ați venit la o nouă etalare, dragii mei dragi! Voi face o etalare pe plan sentimental, zodia fecioară, luna sau ascendent în zodia fecioară. Sfatul meu este să vă gândiți la o persoană dragă vouă și să descoperim în ce fel de relații vă aflați în momentul de față, ce intenții are, ce simte și ce va fi în viitorul apropiat. Haideți să vedem pentru toți abonații mei, pentru toți cei din fața micilor ecrane, pentru toți cei născuți în zodia fecioară, luna sau ascendent în zodia fecioară, pentru toți cei care mă urmăresc, mă susțin și au o energie pozitivă. În ce fel de relații vă aflați în momentul de față? Zodia fecioară. Da, aici văd că în momentul de față sunteți la începutul unei relații sau poate a fost o pauză, o distanță între voi și văd copiii sau un copil are un rol important. E posibil să fie o diferență de vârstă între voi. Unii dintre voi să aveți un copil și acest copil în momentul de față să aibă un rol important sau copiii. Dar și un proiect la care lucrați împreună. Văd o susținere reciprocă, un ajutor reciproc. Aici văd cineva vă curtează, vă stă alături, văd romanticism, văd ajutor, da? O relație stabilă, dar văd o disperare, o ansietate, poate din partea noastră sau acestei persoane. E posibil dumneavoastră sau persoana la care vă gândiți să fie stresat sau stresată, să nu reușească să doarmă noaptea, să nu se odihnească foarte bine, sau văd o disperare în ce privește anumite gânduri ale sale care îl neliniște sau îl neliniștește, frică de trecut, care pot reveni anumite situații din trecut și cineva se gândește la o călătorie sau să meargă la drum, să facă o călătorie, să facă un drum. Cineva caută soluții, dumneavoastră sau această persoană. Cineva poate își dorește o vacanță și parcă există o lipsă de bani sau cineva caută soluții în ce privesc banii și se gândește la o călătorie, la cum aduce o schimbare în această relație. Haideți să vedem personalitatea acestei persoane. O persoană care se gândește și la independența sa financiară, la aspectul acesta financiar, la stabilitatea financiară. Haideți să vedem caracterul acestei persoane, zodia fecioară, pentru toți cei care mă urmăriți, persoana care vă gândește ce caracter are. Este o persoană foarte disciplinată, este o persoană care încearcă să se iubească mai mult pe el sau pe ea, și este chiar și o persoană foarte echilibrată. Poate avea zodia sau luna în zodie de scorpion, rac, pești. Văd o femeie sau un bărbat care are o răbdare maternă pentru copiii săi sau pentru persoane din jurul său. Văd o persoană care îi place să aducă confort persoanele dragi ei sau a lui. O persoană care îi place să hrănească prin prezența sa persoane din jur, persoanele dragi. Văd o mamă aici. O persoană profundă, are emoții profunde. Sau puteți fi dumneavoastră această persoană. Este o persoană mai retrasă, singură uneori, care se caută pe el sau pe ea, își caută destinul său sau propriul său suflet și încearcă să se purifice de anumite toxicități, să spunem așa. Este o persoană care e disgustată de ipocrizie, de persoane false,
este disgustată de o persoană în general care poate o decepționează, dumneavoastră sau această persoană, văd că cineva care are o mască și nu-i place nedreptatea acestei persoane. Zodia Balanță sau ascendent în Zodia Balanță poate avea un rol important, Rac, sau poate fi orice altă zodie, Berbec, Leu, Săgetător. Deci e clar că aici a fost decepționată această persoană și nu-i mai place ipocrizia și o dezgustă, falsitatea în special. Este o persoană care are o misiune sacră pe acest pământ, care lucrează cu energiile, o persoană care intră în contact cu divinitatea, o persoană care are încredere în divinitate, care are protecție divină această persoană, este religioasă, principii, valori, spiritualitatea, o persoană compasionevole, are o misiune sacră în ce privește familia sa sau în ce privește rolul său pe acest pământ, scopul său pe acest pământ. Zodia Taur poate mai avea un rol important. Este o persoană intră în contact cu divinitate, o persoană înțeleaptă. Haideți să vedem intențiile sale acestei persoane pentru dumneavoastră. Ce intenție are această persoană? Este o persoană foarte intuitivă, empatică, senzitivă această persoană. Ce intenție are? Să vă comunice, să vă scrie, să vă trimită mesaje, să vă sune. Are intenții de a vă comunica, de a comunica cu dumneavoastră. Haideți să vedem. Cifrele am zis, 18, 9, 4, 32, 5, 10, pot avea un rol important. Poate fi ziua de naștere sau numărul de destin. Haideți să vedem ce intenție are această persoană cu privire la dumneavoastră. Poate o fi o persoană cu ochii căprui, brunețică, tenul măsliniu. Ce intenție are această persoană? Văd și o diferență de mentalitate, naționalitate, religie, vârstă, cum am zis. Intenții serioase. Vă iubește cu adevărat această persoană. Este o conexiune onestă. Este o iubire pură. Este clar că are intenție serioasă această persoană. Are intenții de a vă iubi. Haideți să vedem. Dar uneori se simte limitată. Este timidă sau se simte plictisită de aceeași rutină. Sau că potențialul său este limitat și o dezamăgește pe această persoană sau se simte poate frustrată. Se gândește la distanță sau să plece la distanță, să plece peste mări și țări. E posibil uneori să fie detașată sau distantă de dumneavoastră. Intențiile sale sunt să fie iubită această persoană sau intențiile sale sunt oneste în ce vă privește. Văd și un bărbat brunet. Brunet cu ten măsliniu. Haideți să vedem intențiile sale. Și intențiile sale sunt familia. Să se întoarcă la originile sale. Să fie în mijlocul familiei. Este o persoană care are un deja vu sau a avut un deja vu sau dorește să se reîntoarcă în viața trecută, în copilăria sa sau parcă cu această persoană îi aduceți aminte de un membru din familia sa sau de copilăria sa sau că v-ați mai întâlnit în vieți anterioare sau îi aduceți aminte de un membru din familie sau de anumite evenimente când era copil sau copil în mijlocul familiei. Intențiile sale să aibă o familie cu dumneavoastră, să întemeieze o familie, să aibă copii dacă nu sunteți căsătoriți. Intențiile sale sunt... Și știți că vă iubește această persoană,
Parcă știți că v-ați mai întâlnit în alte vieți anterioare. Este o persoană empatică, cum am zis. Și Egiptul poate avea un rol important. Haideți să vedem ce simte această persoană pentru dumneavoastră. Chiar dacă am văzut aici că intențiile sale sunt pure și oneste, ce simte pentru dumneavoastră? Ce simte pentru dumneavoastră? Se simte atrasă, vrea să flirteze, vrea să se joace cu dumneavoastră, vrea să se bucure cu dumneavoastră. Doar că aici cineva simte că trebuie să controleze relația sau situația. Parcă e frică să se încreadă, cum am zis că există diferența de cultură, mentalitate, vârstă. Parcă e frică să relaxeze, parcă e frică să nu fie mințită, trădată, parcă e frică să se libereze de acest control, parcă, pentru că imediat după poate veni, poate fi rănită această persoană, dar vi se spune sau să nu mai controlați, să lăsați ca lucrurile să vină de la sine, să oferiți mai multă încredere în această relație. Cere ca tu să ai mai multă încredere sau această persoană dorește să aibă încredere în tine și nu are. Deci este foarte important încrederea în ce privește această relație. Haideți să vedem dacă mai dorește. Nu mai dorește. Haideți să vedem îngerii ce mesaj au să vă transmită pentru Zodia Fecioară. Primăvara, dorințele tale vor fi îndeplinite când florile vor începe să înflorească. Un nou început pentru dumneavoastră, o oportunitate, o nouă energie, o nouă putere, o nouă independență, un talent care va crește, o relație care va crește, va înflori, o transformare. Unii dintre voi, un copil sau aveți o dorință care poate în adunătul primăvara, sau aveți ascendent sau un copil născut în primăvara sau ascendentul în timpul primăvara. Și nașterea unui copil va aduce mari binecuvântări pentru tine și pentru lumea întreagă. Unii dintre voi veți naște în aprilie, mai, martie, pe acolo. Și acest lucru va aduce binecuvântări pentru dumneavoastră și pentru lumea întreagă. Da? Deci văd o dorință împlinită. Vi se spune să fiți voi înșivă. Această situație, circumstanță, exige autenticitatea care este baza puterii tale personale. Să fii tu însuți. Da? Și văd că e momentul perfect să mergi mai departe. A venit momentul ca tu să mergi mai departe, să faci acel pas, să-ți îndeplinești dorința, să-ți regăsești echilibrul tău emoțional. Sau această persoană, cifra 9, poate avea un rol important, am spus, da. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ne vedem data viitoare. Să fiți iubiți. V-am pupat. La revedere, sănătate, numai bine.